Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data de 8 aprilie, nebunia asta cu eclipsa, azi e sfârșitul lumii, da, povești. Bine, dar ce este important astăzi? Adică am venit să verific varoa după ce am aplicat la o singură colonie, am aplicat acidul formic. Și e timpul să ne uităm un pic după acest varroa. Eu m-am mai uitat adineauri și am văzut. Iată, unul este aici. Dacă se vede degetul meu. Aici. Deci un varroa este aici. Deci a început să pice din a doua zi. Mai e și pe aici unul. Adineauri mă uitam la unul care se mișca, se zbătea pe aici. Bine, deci toată treaba este că pică varoa, asta este. Nu mulți, dacă au picat după două zile, doi, înseamnă că nu e chiar așa grav, dar am mai avut un tratament adăugat, deci se pare că tot pică. Dar despre ce e vorba, cum se aplică, am cele două colonii mărunte, o să le pun 4 ml de formic. Așa, sper să stea bine telefonul. Ăsta este primul film al zilei. Primul film al zilei de azi. Astăzi am mai multe lucruri de făcut. De acum fiecare zi am lucruri de făcut. Dar ăsta este important, adică voi trece să dau formic la toate coloniile, în funcție de ramele pe care le au. Bine, aici avem acele colonii mărunte, o să-i dau prima dată 4 ml de formic, îi dau numai. Și voi împărți în două compartimente, adică aici îi dau 2 ml și aici încă 2, dacă nu vreau să dau chiar pe albinuță. Cu cât împarți mai bine formicul, cu atât mai bine. Hop. Așa, arunge 2 ml de formic. Trecem și la următorul, adică 4 ml, 2 și 2 am pus eu în compartimente. Merg mai departe, trec la următorul, la ăsta îi pun și lui. Deci cam asta e treaba cu formicul. Eu consider că dacă îi pun o dată pe săptămână, va fi suficient. Aici pun tot așa câte puțin, aproximativ 2-3 ml, fiindcă e micuță colonia. Așa. Și așa. Bun, asta e tot. Foarte, foarte puțin am pus. Unde-s coloniile mai mari, o să pun mai mult. Bine, asta este un filmuleț doar pentru tratamentul cu formic. Nu-l făceam dacă nu cădea varoa, dar dacă au picat, o să-l fac la toată lumea. Bun, cam atât în acest filmuleț. Este un acid formic de 60% concentrație și se poate utiliza așa, câte puțin, câte puțin. Cam atât, până la următorul film, numai bine!